Agricultorii ucraineni vor primi carburant și îngrășăminte din partea Uniunii Europene pentru a-și putea pregăti viitoarele recolte. În plus, Bruxelles va oferi în același timp și un ajutor alimentar Ucrainei. Anunțul a fost făcut în cadrul reuniunii Comisiei pentru Agricultură și Pescuit, care a avut loc recent la Bruxelles. Le vom oferi un ajutor agricultorilor ucrainieni care au nevoie de 50.000 de tone de carburant pentru a-și lucra la minimum terenurile și pentru a-și menține producția la niveluri minime de supraviețuire, a anunțat comisarul european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, potrivit agenției France Press, citată de Ager Press. Acesta a explicat că tranzitul ajutorului pe teritoriul Poloniei este soluția cea mai eficientă din punct de vedere logistic. Comisarul polonez a ținut să sublinieze că timpul presează în ceea ce privește însămânțările de primăvară. Cei 27 de miniștri ai agriculturii din Uniunea Europeană au putut să discute prin videoconferință cu omologul lor ucrainean, Roman Leșcenko. Ministrul ucrainean a transmis cereri precise către Uniunea Europeană în legătură cu ajutorul alimentar pentru populația din Ucraina, dar și pentru refugiați, în legătură cu sprijinul pentru industria agroalimentară ucraineană, acolo unde are capacitatea de a funcționa și, în special, în legătură cu ajutorul pentru agricultori, prin furnizarea de îngrășământ, semințe și combustibil. La rândul său, Kievul susține că vrea să-și continue exporturile agricole, vorbind despre stocuri în apropiere de Marea Neagră. Deși nu a detaliat soluții concrete, Bruxelles afirmă că este gata să ajute și pe acest plan, în contextul în care războiul din Ucraina se intensifică. Ucraina este unul dintre cei mai importanți producători de grâu și de porumb la nivel mondial și este primul exportator din lume de ulei de floarea soarelui, însă sectorul său agricol este pus în pericol de invazia rusă începută la 24 februarie.